1, 2, 3, 4. Bună ziua, prieteni! Cum s-ar zice, când trăiam în Moldovia, venirea primăverii se vedea după lungimea fustei, dar în Canada se vede după lungimea lunii iunie. Ei, dar cum nu dai? Azi minus 6, am ieșit puțin afară să facem sport. Mă se întreabă, Fidor, cum tu te simți în vogă? Cum tu te simți în formă? La 43 de ani poți încă și în dreapta și în stânga să mai pierdălești, să flirtezi cu o fată, două, trei. Și eu zic, știți, secretul nu este doar în sport, dar și în cum gândești. Mena sana, copa sana, se spune în latină. Asta înseamnă că atunci când faci sport, faci și meditații. De exemplu, ce eu vreau doar jambele să le antrenez, credeți că vreau doar aici să lărgesc și aici trebuie de lărgit. Imaginați-vă că eu aici o să fiu larg în mușchi, dar la capa să am coropcică. Cine o să fiu eu atunci? Animal, mobilă, iPhone. Dar așa, eu sunt om sănătos, om zbordalnic și în primul rând în afară de exerciții știu să mă și distrez. Asta înseamnă că eu nu ne-art toate caloriile și vin acasă și obosit. N-am timp de soție, de copii, de cărți. Dar uitați-vă! Reluăm documentarul. Am lovit puțin bara asta și bara a durut-o. Așa e, ce să-i faci. Am vrut să vă arăt un set de exerciții foarte bun pentru spate. Se numește Riscă viața. E un fel de... Deci spatele omului este format din cartilaje, din câte știți. Cartilajele astea trebuie să întinse. Important să întingeți arată din spate. Din spate arată. Vedeți? Ați văzut? Deci după ce s-a întins cartilajul, acum puteți foarte liber să mergeți la următorul set de exerciții. Dar continuam să vă spun, nu exercițiu important. Important e nastroiul, duhul, cu ce vă ocupați. Mie ce-mi place în afară de sport, când mă plimb afară, eu mă gândesc cine sunt eu. Da, am venit de la, cum se zice, din ograda mamei, da? Tata, cu mama ceva a trebăluit. Dar cum asta s-a întâmplat? Natura așa a vrut. Și eu mă gândesc, ia că de unde vin eu, din natură. Și atunci iau ceva, aleg. Iată aici, ce este? H2O în stare înghețată. Gust, mă gândesc, cum e asta, ce zic, mă răcoresc, mă una alta, și asta îmi dă mie putere. Pot că să vă fac un duș răcoros. Cum a fost, băieții? Ca la Niagara, v-ați distrat? Hai să continuăm sărbătarea.